Atleții gorjeni se antrenează în condiții greu de imaginat. Doi dintre aceștia, Andreea Pâșcu și Adrian Garcea, aleargă zilnic prin parcul central, pe dealul Târgului și chiar pe șoseaua de centura municipiului Târgu Jiu. Asta, deși orașul are un stadion modern în construcție, dar care încă nu este gata. Este extrem de greu, mai ales după amiaza când parcul este plin și oamenii nu se dau la o parte. Mai mult, când alergăm prin parc, oamenii râde noi de parcă am fi altă specie, dar cu ajutorul colegilor și al domnului profesor trecem peste toate și așteptăm inaugurarea noului stadion. Ne antrenăm așa de vreo 3 ani și de la an la an, ni se tot tot promite că noul stadion va fi inaugurat. A declarat Andreea Pâșcu, proaspăt medaliată cu bronz alături de echipa României la campionatul mondial de alergare montană. La capitolul condiții de pregătire ne comparăm cu țări precum Kenya sau Etiopia, cu diferența că sportivii din respectivele țări sunt sprijiniți de mari producători de echipamente sportive. Parcă și acolo se acordă mai mare atenție acestui sport, dar noi trebuie să continuăm și în aceste condiții pentru că avem un calendar competițional bogat și vrem să facem performanță. Altfel ar trebui să stăm acasă și să nu mai facem nimic, a spus la rândul său antrenorul emerit Ion Bură. Stadionul din Târgu Jiu a înghițit până acum peste 22 de milioane de euro și tot nu este gata. La finele lunii trecute, premierul Viorica Dăncila anunțat că investiția este finalizată, în realitate mai este nevoie de circa 2 milioane de euro pentru ca arena sportivă să fie inaugurată. Autoritățile au avansat ca termen pentru recepționarea lucrărilor toamna acestui an.